4 mașini și un camion au fost grav avariate în urma unui accident produs pe traseul Chișinău-Dubăsare în apropierea satului Cruglic din raionul Criuleni. Din fericire, atât șoferii cât și pasagerii acestora s-au ales doar cu câteva zgrieturi, o singură persoană fiind transportată la spital în stare de șoc. Din imaginele de la fața locului se observă că impactul a fost atât de puternic încât 3 din cele 5 autovehicule au fost aruncate de pe șosea. La locul accidentului au intervenit membrii grupei operative, un echipaj de descarcerare al IGSU și o ambulanță. Polițiștii investighează cazul pentru a stabili cine se face vinovat de accident.